Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Să vedem care sunt mesajele cărților de tarot pentru voi. Ok, aici cred că cei mai mulți dintre voi veți avea parte sau ați avut parte de o surpriză din partea cuiva, cineva care se mișcă foarte repede. Poate ați primit un mesaj surpriză de pe internet sau cineva v-a sunat, v-a căutat foarte rapid. Posibil să fie vorba de o înțelegere care a căzut aici în unele cazuri și văd o persoană care are niște probleme foarte mari sau o persoană care pur și simplu evită să meargă într-un anumit loc, evită să discute, evită să acționeze iarăși în alte cazuri. Cineva care are o greutate foarte mare în spate, într-o situație care ține de justiție, de acte, de o instituție. Parcă aveți o persoană care trebuie să ia o decizie aici și parcă pur și simplu se simte împovărat, se simte legat sau legată de toată această poveste. Totuși văd aici niște vești bune care apar după o perioadă foarte stresantă, după o perioadă urâtă. Și poate avea legătură cu cineva care nu se ține de cuvânt, da? O persoană care nu este foarte dreaptă, cum s-ar spune. Au sărit mai multe cărți, le voi lua în considerare pe toate. Bun, aici văd o decizie pe care cineva trebuie să o ia, o decizie în cadrul căreia dorește să fie singur, singură, să facă alegerea doar așa după cum îi dictează mintea, după cum îi dictează sufletul și poate avea legătură și cu o pierdere de bani în unele cazuri sau cu o problemă de sănătate a unei femei. Văd o persoană foarte avară, zgârcită, o persoană care pune foarte mult accent pe ideea de bani, dar este o persoană mai singură din fire în alte cazuri. Se vede foarte intens acest aspect. Următoarele mesaje. O veste foarte neașteptată pe care o primiți din partea unei persoane care trebuie să ia o decizie și care este foarte influențat de modul în care lucrurile se desfășoară. Este ca și cum nu a fost atent sau nu a fost atentă într-un anumit moment și acum s-a trezit că are dita mai povara pe cap, are o apăsare foarte mare. Pentru unii poate avea legătură și cu discuții extrem de intense. Uitați, cineva întoarce spatele și pleacă. Cineva pleacă, dragilor, cineva nu dorește să mai rămână în toată această poveste. Ceva se încheie, însă posibil într-un mod mai puțin favorabil pentru cineva anume. Wow! Și văd aici o situație în care parcă destinul dorește să îi facă acestei persoane viața mai clară. Probabil nu a fost sincer, nu a fost sinceră, ceva s-a întâmplat în această situație și atunci lucrurile încep să devină mai puțin pozitive pentru o anumită persoană. Este ca și cum vine dreptatea divină, dar nu este bună pentru această persoană. Eu nu simt că este vorba de voi. Adică parcă are de pierdut ceva, da? Acest om, această persoană are ceva de clarificat și destinul vine și schimbă lucrurile la 180 de grade, dar mai durează puțin. Aici totuși văd o așteptare care este benefică și care vă face, poate atât pe voi cât și pe cealaltă persoană, să își calce puțin pe inimă. Posibil că această decizie să nu fie cu voia sa, posibil el sau ea să-și fi dorit să mai amâne această decizie, să mai amâne anumite lucruri, dar acum pur și simplu vine roata destinului, se întâmplă un eveniment asupra căruia nimeni și nimic nu mai poate interveni și asta mi se pare foarte, foarte interesant. Mai departe, văd aici o stare de singurătate, o stare în care, nu știu, unei persoane nu îi convine ceea ce îi se oferă, cineva care vrea mai mult. Poate discutăm despre o persoană care se închide în el sau în ea, o persoană introvertită în alte cazuri. Mi se transmite foarte intens aici. Parcă nu știe să aprecieze ceea ce are acest personaj de aici. Și în unele cazuri văd că este cineva care, așa cum v-am spus, nu prețuiește cu adevărat planul acesta material, pur și simplu vede lucrurile diferit, distorsionat, nu le vede așa cum sunt, dar totuși văd că va avea noroc de o persoană mai în vârstă, o persoană care este foarte înțeleaptă, puteți să fiți și voi. Posibil de asemenea să fie vorba de niște probleme de la locul de muncă pentru o anumită persoană în unele cazuri și mi se pare foarte, foarte intens următorul mesaj și anume că cineva trebuie să treacă printr-un foc purificator, cineva trebuie să înțeleagă faptul că ceva trebuie dărmat, ceva trebuie ars, mai ales lucrurile care sunt efemere, lucrurile care nu prea mai contează. Deci este important pentru această persoană să treacă prin această purificare. Dar e adevărat, este cu un sacrificiu, cu o problemă foarte mare care ține de zona locului de muncă. Poate nu primește ceea ce trebuie, poate nu reușește să rezolve. Dacă e vorba de o împăcare aici, să știți că nu prea poate această persoană. Adică singura salvare, să spun așa, ar veni din partea acestei persoane care este mai înțeleaptă, care este poate mai în vârstă în alte cazuri. Și totuși mai vreau câteva cărți din partea tarotului pentru voi și s-au întors mai multe. Le voi lua pe toate în considerare. Cu siguranță au mesaje importante aici. Așa cum vă spuneam, e vorba de cineva care trebuie să ia o decizie, dar această persoană este foarte imatură în decizii. Da? Este foarte imatură, nu prea știe ce vrea. Totuși văd o relație cu multă pasiune, o relație frumoasă în cele mai multe cazuri, dar simt că aveți de-a face cu cineva care este foarte imatur sau foarte imatură în modul de a acționa, după cum am spus. Și văd că o să primiți niște vești, niște mesaje cu privire la o amânare, la o anulare a unei întâlniri, a unei decizii. Poate primiți niște vești care pentru voi sunt bune, dar pentru această persoană totuși nu sunt chiar atât de pozitive și nu o să vă spună, da? Nu o să vă spună. Poate e un moment în care pentru cealaltă persoană pur și simplu roata destinului îi aduce în fața sa tot felul de evenimente mai puțin plăcute. Așa cum am spus, este o perioadă de purificare pentru această persoană și pur și simplu trebuie să se maturizeze, trebuie să înțeleagă, să ia decizii, să nu aștepte și iarăși aici e vorba de o nedreptate care ține de o instituție, o decădere dintr-o funcție sau faptul că este o persoană mult prea autoritară și să știți, dragilor, că această persoană nu o să fie deschisă la această schimbare care se petrece în viața lui sau în viața ei, tocmai pentru faptul că ține foarte mult de planul fizic, ține foarte mult la funcții, la bani, ține foarte mult la siguranță, iar din acest punct de vedere, repet, nu o să se simte în largul lui sau în largul ei. Așa cum v-am spus, va urma un moment de izolare în care ori ia o pauză în relația cu voi, ori simte nevoia să se descarce. parcă visează cu ochii deschiși, își face tot felul de planuri. Ușor, ușor reușește să treacă peste, dar, așa cum v-am mai spus, are nevoie totuși de puțină maturitate în gândire și în modul de manifestare, aș spune eu. O să mai cer două cărți. S-a întors arcana majoră, care vorbește despre o transformare, despre un final. Această persoană trebuie să treacă printr-o transformare foarte mare, pentru că altfel nu are nicio șansă. O transformare care ține de un copil, care ține de un lucru vechi. Poate e cazul să înțeleagă să se comporte altfel cu persoanele din jur. Trebuie să aprecieze foarte mult această persoană, tot ce înseamnă de un suflet pereche. O persoană mai tânără, un copil, iarăși, în alte cazuri, posibil și acest aspect. Totuși, în final, văd că lucrurile se clarifică. Această persoană începe ușor, ușor să-și dea seama de situația în care se află, începe ușor, ușor să conștientizeze faptul că e bine să își urmărească puțin și pasiunea pe care o are. Poate e cazul să înceapă să aprecieze mult mai mult, repet, ceea ce are în jurul său. Și în următoarea perioadă văd că această persoană va trece prin niște transformări atât de mari încât nu îl veți mai recunoaște sau nu o veți mai recunoaște. Pur și simplu reușește această persoană să fie într-un mod diferit. Da? Începe să vadă lucrurile mult mai frumos, mult mai altfel. Și poate chiar să înțeleagă faptul că din trecut poate învăța o lecție. Simt aici foarte profund faptul că ideea aceasta de copii, de un mod mai infantil în care se acționează, deci un mod mai copilăresc, este foarte, foarte intens. Nu știu cine este mai copil sau mai copilă din fire, în schimb aici lucrurile trebuie clarificate. Ca și zodii pe care le văd aici implicate, avem balanță, taur și iarăși balanță, pești, fecioară, gemeni, berbec, leu. În mare parte cam asta este. Foarte intens văd aici zodii de aer, gemeni, vărsător, balanță, foarte, foarte intens. Dar și zodii de foc. Leu, berbec, săgetător. Mai văd taur, capricorn, fecioară. Dar, repet, nu este neapărat să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru următoarea perioadă, pentru o persoană la care voi vă gândiți. Se pare că va trece prin niște transformări foarte mari, iar voi aveți un rol extrem de important în toată această poveste pentru a-l ghida, pentru a-l orienta sau, dacă e vorba de o femeie, pentru a o ajuta să treacă peste. Bun, dragilor, eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.